dimineața. Am înțeles. Ok. Hai să văd dacă pot să-l desfac moneda asta, că eu n-am o șurubelniță. Da, și acum o lăsăm aici. Oficial a început partea a doua în care încercăm să aducem mașina de la Constanța desperat pe rod. N-aș vrea să o aducem pe platformă. Și înainte să înceapă tot, abonați-vă și apăsați butonul de like pentru că mă ajută pe mine foarte mult. Și dacă strângem la vlogul ăsta 10.000 de like-uri, schimbăm motorul pe mașină. Dacă se uită poliția, tot 1.6. Dacă nu se uită poliția, punem 2.06 cilindri. Bineînțeles, să-l omologăm, facem toate nebunelile. Deci, mașina în momentul de față e în Constanța la Sound for Fun. Mersi mult, Vlăduț, că ai ținut-o acolo până vin eu. Planul meu era următorul: să merg, să fac aerisirea la mașină sau să le ventilatorul pe direct. Și uite că am uitat să iau cabluri, dar asta lăsă găsesc acolo niște cabluri dacă e nevoie. Mulțumesc tuturor celor care mi-ați lăsat comentarii cu: bă, uite, fă asta, fă asta, fă asta la mașină, pentru că m-am interesat și cred că pot să fac aerisere la mașină. Poate o aduc pe roz la București, pentru că o platformă de acolo, deci Constanța București, e 16 milioane și eu n-am 16 milioane. Și am vorbit cu cineva la care fac 5 swap de motor și a zis că pe 12 mă aștept. Așa că să dau 12 milioane pe platformă de acolo, în Târgoviște, unde o să facem modificarea de motor, îmi sură de mai mult, dar vreau să o aduc pe roz. Așa că ajungem acolo, încercăm să facem aerisirea sau să legăm ventilatorul pe direct. Dacă nu merge asta, o ducem la un serviciu și facem o constatare, pentru că poate e un furtun, poate e ceva mai ieftin decât m-ar costa pe mine să iau o platformă. Și da, hai să ne revedem de la mașină sau de pe drum. Ah, mi-am adus aminte de ceva. Pe 2 îmi expira asigurarea la mașină, azi e 1. Dar lasă-mă că cu Dumnezeu le facem pe toate. Suntem în Mamaia și hai să o facem repede un tur al apartamentului în care stăm. Aici mă vedeți pe mine, asta e ușa cu intrarea. Asta este baia. Avem aici o mașină de spălat, o ghiuvetă frumos, un ăsta unde ne punem și noi perețele de dinți și așa. Am găsit un perfect că noi n-am luat. Avem aici cabina de duș în care o să ne spălăm și noi la o-o. Avem aici toaleta. Ia să vedem, să facem testul lui Dorian. Mă așteptam. Aici avem băieții cu care am venit, Luca, Sandy. Asta e living-ul, avem un televizor mic acolo, niște dulapuri. Asta e o bucătărie pe care o avem. Suntem băieți, noi o să gătim, o să ne descurcăm. Hai să vă arăt și dormitorul, eu probabil o să dorm acolo pe canapea. Bam, ăsta e patul, un televizor mic aici, un bagaj, oare unde sunt boxerii lui băiatul ăsta, un dulap. Și cred că aici avem a doua ieșire pe balcon. Deci avem una și din living, avem una și de aici. Eu când m-am dus pe balcon prima dată am crezut că aici e altă cameră, că am văzut lumina deschisă și mi-a la rușine să vin în partea asta. Și vine Andy și zice: bă, prostule, hai pe partea asta altă. Și am zis bine. Și ăsta e balconul, e destul de mare. Dar fiți atenți aici, priveliște, frate. Suntem pe partea cu marea. Așa se vede noaptea, mașini care claxonează peste tot. Și așa se vede ziua. Bă, avem o priveliște de milioane, ești prost. Asta e marea sau lacul, nu știu ce e, nu știu unde avem. Cred că avem la mare. Omoară nici să încerc repede să aduce la. Doar asta băiatul ăla nu conduce cu viteză legală. Și ca să ne găsim și activitatea noaptea asta, să nu stăm degeaba, că totuși am venit la mare. Am primit random un call de la Achim și de la Dominicu, care în curând o să începem un canal de YouTube bombă rău de tot. Și am aflat că sunt și ei la mare, o să cânte Alex și mergem și noi acolo cu ei să, bă, să dăm drumul la distracția cum trebuie la mare, gen. Că de-aia vii la mare, frate, să te distrezi. Vă arăt niște chestii pe care o să le filmez cu telefonul pe acolo, că nu pot să iau camera, că mie că o să mă certe cineva și nu vreau să mă certe nimeni. Asta off topic, așa că am venit aici pentru o problemă, că trebuie să bag bani în mașină, da? Aie. Noi la 1.30 trebuie să fim în Costinești. Ne arată pe Waze că ajungem la A29. În limita legală, da? Ne grăbim, dar în limita legală să ajungem și noi acolo, ca să intrăm toți frumos în club, să fie bine. Bun, să vă dau niște update-uri din astea rapide. Am vorbit cu platforma, platforma din Constanța Năvodar mă costă 2.500.000. E ok, ca să ajung acolo e Uber-ul 50 de lei, asta înseamnă că dus întors până aici, teoretic, unde ar trebui să ajung la cazare, că după aia nu o să mai am mașina, o să fie 100 de lei. Deci până acum costul este de 350 de lei și încă nu am reparat mașina, nu am pus în calcul nicio piesă. Trebuie să ajungem la serviciu, am primit acum un număr de la un prieten de al meu, de la un mecanic care l-are trecut în telefon Bobiță, dar noi să-i spunem Ciprian. Și o să-i cerem să ne facă o constatare la mașină, care nici aia nu știu cât costă, dar să sperăm că nu o să fie atât de mult. Scopul meu e să scot toată distracția asta mai ieftină de 12 milioane. Că atât mă costa pe mine platforma să aduc mașina din Constanța la Târgoviște. Unde, cum am zis mai devreme, dacă la vlogul să facem 10.000 de like-uri, îi schimbă motorul. Așa că hai să vedem dacă mergem cu a 7-le lui Zandi sau dacă ne dăm Uber la mașină. Și fiți atenți, încă o chestie pe care vreau să o fac. Dacă reușesc să mă duc cu mașina pe roz la București, adică dacă s-o repar, vreau să iau un cadou frumos iubitei mele. Și o să ne uităm împreună pentru cadoul ăla. Vreau să iau, nu știu, un pluș de la mare sau vedem noi ce găsim. Stați aproape. Hai să sunăm și noi repede pe domnul mecanic Bobiță. Alo, salut, Ciprian. Am
numărul tău din partea lui Cristi de la Zuga în legătură cu un BMW 36 și din câte am înțeles mi-a fiert motorul, dar nu s-a calat, nu cred că s-a spart garnitura de chiulasă și așa, probabil e un furtun sau am auzit că poate să fie o pompă de apă sau cum se cheamă, termo, nu mai știu exact cum se cheamă. Și voiam să te întreb dacă poți să aduc mașina astăzi, mai târziu sau când ai tu timp, la o constatare, să vedem ce are și dacă e ceva ok să o și reparăm. Mâine dimineață? Lasă-mi un mesaj cu asta, să-ți luați locația, că e prima de vreme. Ok. Și mâine de la 9, să-ți facă de față, sau de la 3, să-ți vină de vreme la locație. Las mașina în față și când vin eu, mă ocup de ea. Am înțeles, foarte bine. Dacă poți să te duci la plajă, să faci treaba, să nu te ai bunit. Am înțeles, foarte bine. Mulțumesc mult. Dar când trebuie mașina de dimineață, ca să pot să comand repede, că sunt bătă avem gheții, dar dat până la ora 11. Ah, ok, am înțeles. Bine, salut, zi frumoasă. Mamă, voiam să mai zic ceva. Am un prost obicei să închid telefonul așa, dar mâine dimineață nu mă încântă. Nu voiam să mă vin la plajă, să mă duc să fac plajă, cum ai zis. Sper că nu de asta am venit. N-am venit să fac plajă, am venit să aduc mașina. Aoleu. Nu se întâmplă cum voiam. Dar totuși foarte de treabă, Ciprian. Bă, nu înțeleg nimic. Mi-am luat de mâncare, dar am ajuns. Mă bagă maps-ul pe aici prin gară. De ce pe aici prin gară? Data trecută m-a băgat pe drum. Și eu acum doar merg încolo, până unde mai pot. Te mă calcă dracu trenul pe aici. Probabil părul meu în momentul de față nu-mi stă cel mai bine, dar vreau să facem taste test împreună la felia asta de pizza pe care am luat-o de la o patiserie de aici, sau cum se cheamă asta de dă mâncare gen făcută. Are gustul ăla de ca la mama acasă, gen. Foarte curios, sincer, de covrid dog, frate. E auriu, are semințele astea de susan și vreau să le gust. Da, știu, ăsta e un side quest, trebuie să mănânc și eu, da? Nu-mi băgați părul în seamă, bate vântul, nu l-am făcut, n-am făcut nimic. E un pic multă pâine, dar merge. Gata, e momentul să vedem. Uite-o, bă, pe frumoasa mea. Ți-a stat aici cu minte. Am uitat să iau apă, se pun. Am făcut 18 minute pe jos până aici. Dar am fost pe un drum foarte frumos. Era cu pădure, cu, mă rog, pădure. Erau niște copaci. Ok, hai să vedem cum o facem să meargă. Asta e partea grea. Am înțeles. Ok. Deci, soluția ar fi platformă de aici, direct la serviciul de schimotorul. Am înțeles. Părerea mea. Am înțeles. Inițial vorbisem cu un băiat să-mi ia mașina cu platforma de aici, 12 milioane, după aia să căutăm motorul și să facem în tot la Târgoviște. Dacă știți pe ceva în Constanța, putem să facem aici. Top, top, mersi mult. Ce dor mi era, bă, să stau în ea. Am vorbit acum la serviciu și am auzit că e nașpa rău de tot. Furtune, chioloasă, mă rog, nu la serviciul la care am zis că o să sun, la băieții de aici. Ei ziceau că cel mai bine ar fi să schimb motorul, că toate furtunele și ce am zis eu mai devreme sunt duse, cred. Bă, nu știu ce să fac. Hai să vedem ce e aici, hai să vedem dacă asta e goală. Ce o să trească să facem noi în situația asta ca să aerisim motorul? O să trească să desfacem ăsta. După ce completăm aici în gaura asta cu apă, stați că am uitat, că m-am uitat la un tutorial. Normal trebuie să ridicăm puțin mașina de bot, dar nu știu unde să o ridic, că n-am o bordură sau ceva aici. După să pornim motorul, să o lăsăm să-și tragă apa și cumva ea o să piardă aer dacă desfacem noi șurubul ăsta. Hai să văd dacă pot să-l desfac cu moneda asta, că eu n-am un șurub pe mință. Am putut, ok. Așa, acum ce trebuie să fac? Să umplu ăsta cu apă. Hai să punem apă ăsta până la nivel, nu știu unde e nivelul. Că dau pe lângă. Acum BRB, vreau să mă uit la tutorial că nu mai țin minte ce trebuie să fac. Gata, am înțeles, m-am uitat la tutorial și am înțeles. Ăsta l-am strâns. Ăsta trebuie să-l desfacem de tot. Nu știu ce ar trebui să fie sub ăsta. Mă, oare ăsta e șurubul? Doamne, cât sper să meargă asta. Dacă nu, o ducem pe platformă la băiatul ăla pe care l-am sunat mai devreme. Acum trebuie așa, să-i punem contactul. Dăm temperatura la maxim pe cald și acum trebuie să pornim motorul. Să sperăm că nu bubuim lângă serviciul la oamenii ăștia. Top. Optica am apucat să-i fac full, că uite că de banii ăștia îi luam platformă. Și acum hai să vedem ce se întâmplă aici în față. Acum prin șurubul ăsta de l-am desfăcut, ar trebui normal să iasă apă să facă bule. Al meu nu pare că face așa. Te rog, e că sunt singur, că eu nu o să știu când o să mi se ridice apa. O să stau puțin în mașină, aștept să se încălzească la o temperatură normală la care ar funcționa. Și hai să vedem ce se întâmplă. Bun, din ce văd eu aici, mașina acum s-a dus la nivelul de funcționare normal. Hai să vedem dacă trece acum peste sau nu. Eu sper să nu, eu îmi doresc să nu, pentru că o platformă de aici la service e 250 de lei. Sunt 18 km până acolo. Cred că și dacă mă încumăt să mă duc cu mașina mea, o să mă lase la un moment dat în drum. Și era mai deștept să încerc să mă duc cu ea. Dacă mă lăsa, venea platforma și mă lua de acolo. Dar uite că nu m-a dus capul. Dar să sperăm că nu mai are nimic. Eu încă sunt în ea, încă aștept și după aceea să mă duc să pun capa celălalt la loc și încerc să-i dau. Dacă văd că în 3-4 minute nu urcă, îi dăm. Bă, spre surprinderea mea, mașina stă la 90 de grade, frate. Acum strâng înapoi capa cu ăsta. Opresc motorul, lasă să răcească mai mult, gen de la zero, să o luăm de la capăt și plecăm cu ea la service. Trebuie să sun platforma să vină să o ia de aici, să o ducem la serviciul ăla și o reparăm orice ar fi, nu o las iar aici, nu? Da.
Da, mi-a dat locația, știu unde trebuie să ajung. Trebuie să sun platforma, deci s-o las. Probabil o să apuc să plec de la mare și după aia să mă întorc eu iar cu trenul și să mă duc acolo și să o iau. Bine, atunci sun la platformă, da? Păi bine, hai că sun băiatul ăsta cu platforma, ca să-l sun cu o jumătate de oră înainte și asta înseamnă că mai stau vreo jumătate de oră pe aici. Vrei să te las undeva? Nu, o să aștept platforma. Ai vorbit. Încă nu. Trebuie să acum, după ce termin apelul cu tata, sun platforma, aștept să vină și mă duc cu el probabil acolo la Năvodari. Apreciez maxim. Mersi mult, Cristi. Uite, băiatul ăsta care a venit acum să dea mâna cu mine, m-a ajutat, mi-a zis de mașină, mi-a zis de chiloasă, că el lucrează, știi, în domeniu. Și mi-a zis cam ce ar putea să aibă. Am stat, am verificat furtunele să vedem dacă se întăresc. Inițial nu se întăreau, dar cum va simțeam că o să urmeze să se întărească, că puneam mâna pe ele, la început erau moi, după era un pic mai tare, după era un pic mai tare și așa mai departe. Alo, bună ziua, pentru platformă? Așa, ce fac? Vă dau locația pe numărul ăsta de WhatsApp? Pentru BMW-ul la Năvodar. Pentru BMW-ul la Năvodar, da. Vă sună un coleg și dați locația, da? În regulă, foarte bine, vă mulțumesc mult. Cu stimă și respect, la revedere. Bă, ce nu-mi place să dau bani? Eu în general cheltui bani. Nu pot să mă laud eu să zic că sunt cel mai strângăreț. Bă, dar urăsc atât de mult să dau bani pe chestii din astea inutile pe care aș fi putut să nu dau bani. Dar ce să faci? S-a stricat. Mă rog, am vorbit și cu tata și i-am zis că, bă, uite, dacă repar motorul ăsta real, că n-am bani să dau gen efectiv așa, țic 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 țic. Dacă repar motorul ăsta, mai mergem cu el până se strică. Eventual, dacă face multe like-uri și văd susținere pe seria asta și vreți într-adevăr să schimbăm motorul de pe mașină, o să fac un clip în care, nu știu, facem drifturi, facem burnout, facem ceva să stricăm motorul ăsta, ca să am un motiv măcar aici în capul meu. Sau poate să-l dau jos de pe mașină, să-l vând și să mai pun diferența pentru următorul nou, mă rog, vedem exact ce o să facem. Dar v-am zis, dacă văd că se strâng like-uri și că vă doriți să schimbăm motorul de pe mașină, îl schimbăm fără nici cea mai mică problemă. Dar momentan acum am vorbit cu tata și a zis, Robert, repară-o, n-ai cum să o lași așa la infinit, așa că o reparăm, plecăm cu ea. Inițial mă gândeam că, bă, plec iarăși fără ea, nu termin vlogul, trebuie să stau, să aștept până mai strângem niște bani, să... chestii... Nu știu, bă, s-au adunat multe, pe bune că s-au adunat multe. Așteptăm să mă sune băiatul cu platforma și revenim când punem mașina pe platformă. Vă iubesc maxim și vă mulțumesc că îmi stați aproape de fiecare dată când postez un videoclip, înseamnă mult pentru mine. Și pentru cei care sunteți noi pe canal, abonați-vă canalului, pentru că mă ajută foarte mult, și neapărat cu clopoțel ca să fiți notificați de YouTube când postez un videoclip. Vedem și platforma și asta e cea mai dureroasă imagine pe care o poți vedea vreodată când îți urcă mașina pe platformă, dar mulțumim mult că s-a rezolvat repede și că putem să ducem mașina până la urmă la service. Oricând pe platformă și sper să fie bine. Gata, ne vedem la service. Adică n-ai cum să apeși pe furtun, că se întărește. Nu. Da, dacă face presiune garnitura, se merge să ducem. Haide. Am ajuns la locație, mi-a zis să parchez lângă seria 7-lea și lângă Q7. Acum dăm jos mașina de pe platformă. Când am auzit de seria 7 și Q7 în fața serviceului, cred că o să fie ceva ce ustură un pic. Revenim la asta mai târziu. Lângă șeptarul ăla, ca lui Paim. Că și eu și el, cu mașinile numai în service. Așa că am zis că revenim cu șeptarul, Q7-le și mașina mea care e aici. Să nu mă înțelegeți greșit, gen, nu sunt zgârcit. Știu că gen lumea muncește pentru bani, știu că atât costă chestiile și așa. Doar că o să mă usture pe mine, că o să mă usture pe mine, gen. Na, și acum o lăsăm aici. Îi dau și eu spre cazare, să văd, o să vă țin și pe voi la curent, probabil tot pe vlogul ăsta cu ce o să facem. O să-l sun pe băiatul ăsta să vedem ce are, o să încerc să vin într-o zi de service așa, dacă nu o să plec spre București. Oricum o să-l mai rog și pe el să filmeze și aventura noastră nu se oprește aici, pentru că noi încă nu am ajuns cu mașina în București. O să ajungem cu mașina în București. Gata, am intrat în A7-le lui Andy. Suntem aici cu Andy și Luca, s-am lăsat mașina acolo între mașinile alea scumpe de care m-am tot plâns acum în astea 2 minute probabil, cât v-ați uitat voi la vlog, pentru că s-ar putea să coste scump reparația, dar e ok. Dar și dacă o să coste, mă, bă, prețul corect, ok, dacă o să fie, o să vă recomand și vouă serviciul și o să vă zic, omul nu știe că fac YouTube, nu știe cine sunt, gen, n-o să fac o de-asta. N-am vorbit cu el de reducere, n-am vorbit nimic. O să fie prețul efectiv cum trebuie să fie. Plecăm, probabil mergem la cazare și vedem ce facem. El s-ar putea să se apuce mâine, dar mâine e sâmbătă, deci probabil nu se apuce mâine, probabil o să se ducă luni. Luni o să dea comandă de piese. Sper să nu trăiască să plec înapoi în București, dar ba da, o să trăiască să plec înapoi în București sâmbătă. Și o să mă întorc eu cu trenul după mașină. Probabil o să vedeți tot în vlogul ăsta, dacă nu, l-am închis aici. Money line, I'ma run it.